Secretele din spatele unei vânzări bune. Ce trebuie să descoperi atunci când faci o vânzare 1 la 1? Care sunt lucrurile pe care tu trebuie să le descoperi pentru ca clientul să fie dispus să scoată banii din portofel sau cardul și să achite la tine? Bine ai venit la codul vânzărilor, dragul meu, pentru că astăzi despre asta vom discuta. Trebuie să înțelegi că în sistemul de vânzare 1 la 1, focusul principal trebuie să fie pe potențialul client pe nevoile și pe dorințele lui. Practic, într-o vânzare, unul la unul, tu trebuie să ai un singur scop în momentul în care intri în, în, discuție, ce anume să ajuți omul. Trebuie un pic să te detașezi de gândul că tu trebuie să faci vânzarea și să iei banii clientului. Trebuie să fii un pic back off, adică să te lași pe spate, să zic așa, pe scaun și să-ți iei mantraua de medic, mantraua de consultant, mantraua de om care este acolo să ajute, mă de un care este acolo să servească. Da? Deci, în orice fel de discuție în care tu trebuie să vinzi ceva, trebuie să te concentrezi pe un singur lucru și anume să ajuți. Asta este cheia. Dacă ar fi să rezum totul la un singur secret, asta este. Bun. Acum trebuie să înțelegi că. În începutul discuției este un moment foarte important în care tu trebuie să taci și să asculți foarte mult în mod activ. Adică tu vorbești doar 10%, iar clientul vorbește 90%. Și cum faci acest lucru? Ce trebuie tu să afli în perioada respectivă, da? Cum faci tu să taci și doar să asculți pe el? Păi, în discuție, tu trebuie să afli trei lucruri principale la început fără de care nu s-ar putea întâmpla vânzarea. Mare atenție, dacă nu afli astea trei lucruri, îți scad dramatic șansele ca tu să vinzi. Și primul lucru este în felul următor, starea actuală a clientului, adică situația în care el se află în prezent. Și stai liniștit că vom elabora toate aceste lucruri. Apoi, al doilea lucru, starea dorită, rezultatele la care omul vrea să ajungă, care este intenția lui de a veni la întâlnire, da? De ce vrea să cumpere, de fapt, produsul tău? Aia este starea dorită, da? Deci avem starea actuală, starea dorită. Apoi există al treilea lucru, blocajele care îl blochează, evident, în prezent, să ajungă la starea dorită. Deci, practic, imaginează că el este pe o insulă, insula 1, el își dorește să ajungă pe insula 2, iar blocajele sunt motivele pentru care el nu are barca să facă tranziția. Și ghiți ce? Dacă realizezi că ești un match potrivit, practic produsul tău devine acea barcă care îl ajută pe om să meargă mai departe. Dacă tu nu știi foarte clar aceste blocaje, ghiși o să-ți fie foarte greu să faci vânzarea. Deci trebuie să înțelegi că cel mai important aspect în când ești în vânzare este să fii dispus să ajuți, să afli acea situație 1, să afli situația 2 și care sunt blocajele care nu-l fac pe el să treacă mai departe. Iar în video de astăzi exact despre asta vom discuta. Dar trebuie să înțelegi că orice om care îți vine la întâlnire are emoții, are gânduri, are blocaje, are dorințe, are aspirații și valori în care el crede foarte profundă da? și noi trebuie să înțelegem toate lucrurile astea, pentru că aceste lucruri au dezvoltat lui un comportament care nu îl face în prezent să ajungă la rezultatele dorite. Da? Deci, în primă instanță, scopul este să aflăm starea lui actuală și apoi starea dorită. Și bine că apare întrebarea, dar Doru, cum se face acest lucru? Cum se află aceste lucruri? Iar secretul stă în întrebări. În prima parte a discuției, tu nu trebuie să faci altceva decât să adresezi întrebări și să asculți cu foarte mare interes, să asculți în mod activ. Dar mare atenție că aceste întrebări trebuie să le adresezi cu blândețe și cu compasiune. Să nu intri uh, cu bocanci în viața omului, să zic așa, pentru că poate unele întrebări sunt mai personale, chiar dacă ajungi, chiar dacă vinzi B2B, să știi. Deci secretul este că niciodată să nu adresezi întrebări prea profunde din prima. Și atenție, niciodată să nu judeci omul din fața ta, pentru că tu tu n-ai cum să îi citești gândurile. Și mare atenție că aici mulți care fac vânzare, fie antreprenori sau reprezentanți de vânzări, intră în capcana să presupună. Pun întrebarea, dar în timp ce au adresat întrebarea, ei deja se gândesc la un răspuns, la un sfat, la o chestie și nu mai ascultă în mod activ omul, da? Deci, mare atenție, nu presupune în momentul în care ești față în față omul. Adresează întrebarea și încearcă să, iei, să fii non-judecată, da? Cum mai zic eu, fi sugar-free. Adică fi non-judecată. Nu-ți expune propriile tale păreri pe ceea ce spune omul. Nu încerca tu să-l bagi într-un tertip, pentru că dacă vei face asta, deseori vei pierde informații extraordinar de importante, care alea sunt motivele care l-au făcut pe el să nu aibă rezultate în prezent. Da? Deci, în prima parte, seamănă precum un interogatoriu, dacă acum vine să nu te comporți precum cel de la FBI. Și acum, hai să-ți dau câteva exemple de întrebări pe care ai putea să le adresezi în momentul în care ești în prima etapă, da? în momentul în care afli starea 1. Și încep cu întrebări light, de genul. Cu ce intenție ai venit astăzi la întâlnire? Ce anume îți dorești să rezolvi? Ce provocări ai în prezent? Ce responsabilități ai în prezent? Dar ce instrumente folosești zi de zi? Cum arată o zi din viața ta? Povestește-mi un pic. Astea sunt lucruri importante de aflat la început. S-a întâmplat acel moment când vrei să filmezi și tu un video, dar sună curierul la ușă. Ok, hai să revenim. Deci trebuie să înțelegi că la început tu nu știi multe lucruri despre el și poți doar să presupui. Iar asta este o greșeală uriașă în vânzări. Pentru că este nevoie să aflăm concret de la el care este situația în care el se află, da? Și atunci de aceea punem aceste întrebări. Și mai atenție, nu-ți fie rușine să adresezi chiar și întrebări incomode, dar fă-o treptat. Adică du-te de la întrebări light la întrebări cât mai deep, cât mai personale. Bun. Acum, ce trebuie să înțelegi este că tu ai aflat insula 1, da? Și dacă nu afli aici acel doare, nu vei avea cum să faci vânzarea. Pentru că e imposibil să faci o vânzare etică și benefică pentru ambele părți dacă nu cunoști situația în care omul se află. Bun, să trecem mai departe la insula 2, da? Cum aflăm starea dorită, starea în care el își dorește să ajungă. Pentru că el va motiva să facă pașii necesari și să cumpere serviciul sau produsul tău. Iar starea dorită trebuie să înțelegem că se obține tot prin întrebări, da? De aceea ți-am zis că în prima parte 90% vorbește el, iar 10% vorbești tu. Și hai să luăm câteva exemple de întrebări. Odată, ce îți dorești să obții? Ce venituri ți-ar plăcea să obții? Cum ți-ar plăcea să te simți în fiecare zi? Da, de fapt, ce cumpără acești bani pentru tine? Da, așa sunt întrebări care îl fac pe om să se deschidă. Da, ce-ți dorești să obții? Unde anume ai vrea să ajungi? Cum anume ai vrea să te simți? Poate omul vrea să facă mai mulți bani, ok, dar de fapt acei bani ce ar cumpăra pentru tine? Și o să vezi ce răspunsuri interesante afli, pentru că dacă nu, vei, vei discuta doar pe problemă superficială. Pentru că oamenii la început au tendința să-ți spună lucruri superficiale și neajungând la motivația lor reală din spatele problemei, nu o să reușești să faci vânzarea. Bun. Și acum știi care e chestia? Că tu ai aflat starea actuală și starea dorită. Și aici mulți vânzători greșesc că știi ce fac. Află starea dorită și zic clientului, oh, perfect! Produsul, serviciul meu este perfect să ajungi pe insula 2. Și clientul nu crede. Pentru că el știe că în spate sunt multe alte aspecte care îl blochează pe el. Da? Și aici, majoritatea vânzătorilor, care chiar au și experiență, unii dintre ei, se blochează în partea asta. Află starea 1. Starea actuală, află starea dorită, unde vrea să ajungă omul și apoi imediat vin cu propunerea către client perfect, produsul, serviciul nostru, minune, o să-ți schimbe viața și o să te ajute cu asta, da? Și nu funcționează. De ce? Pentru că clientul știe că în spate sunt mai multe lucruri, e un context mai elaborat care îl blochează pe el în prezent. Și de aceea aici trebuie să aflăm toate motivele logice și emoționale pentru care omul nu a ajuns încă la situația dorită, da? Aici aflăm blocajele, pentru că mare atenție, produsul, serviciul tău nu vine ca o promisiune doar pe starea dorită, vine ca o promisiune că va rezolva acele blocaje. Rezolvând acele blocaje, ghici potențialul client va ajunge în starea 2, în situația dorită, în insula frumoasă, în insula 2. Bun, și hai să vedem câteva întrebări pentru descoperirea blocajelor. Și o întrebare bună ar fi ceva de genul ăsta. Auzi, domnul client, dar de ce crezi tu că nu ai reușit reu 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 până acum să, puncte, puncte, să ajungi pe insula 2, da? Și aici introduci promisiunea ta. Sau, de ce crezi că ai rămas în continuare în situația puncte-puncte, introduci situația lui actuală? Sau, ce ai mai încercat până acum să puncte-puncte, introduci situația dorită, și de ce crezi că n-a funcționat? Sau, sunt curios de ce nu ai încercat până acum să puncte-puncte. Ce anume te-a oprit? Când te gândești la puncte-puncte, starea lui dorită care crezi că ar fi top 3 provocări ale tale să ajungi acolo? Deci după cum observi, o concluzie foarte importantă pe care o putem trage de aici este că o discuție de vânzare niciodată nu începe cu vânzarea efectiv în sine, cu prezentarea produsului, cu prezentarea beneficiului, cu prezentarea companiei. Nu, începe cu situația omului să fie despre el toată partea. Da? Deci reține, sunt trei lucruri principale. Starea actuală, insula 1, starea dorită, insula 2 și blocajele care l-au încurcat pe el să nu ajungă din starea 1 în starea 2. Trebuie să înțelegi că dacă vei folosi acest sistem, încrederea ta în fața clientului va crește enorm, vei demonstra că îți pasă de el cu adevărat și nu doar de cât de fantastic e e produsul tău, da? Deci vei arăta umanitate, vei arăta că îți pasă cu adevărat de, de client și că înțelegi tot contextul, pentru că deseori clientul nu cumpără că simte că nu ți-a zis ceva. Se simte neînțeles și de aia nu cumpără. Deci, dragul meu, după cum vezi, secretele din spatele unei vânzări bune și etice sunt multe, sunt numeroase. Iar exact cu aceste lucruri eu mă ocup și să știi că fac vânzări de la 5 ani de zile și am vândut deja de milioane de euro și am și o echipă în spate în prezent de peste 170 de reprezentanți de vânzări care lucrează în echipa mea și fac vânzări în acest stil. Și acum întrebarea ar fi, îți dorești să te ajut și pe tine? Pentru că dacă îți dorești acest lucru, dacă îți dorești să înveți vânzări de la mine, să le faci într-un mod profesionist, etic și repetitiv, Îți recomand să dai click pe linkul din descrierea acestui video și să-ți programezi o întâlnire unul la unul cu un manager din echipa mea să vedem dacă te putem ajuta și pe tine să performezi în vânzări cu afacerea, cu produsul tău. Îți mulțumesc că te-ai la codul vânzărilor și nu uita să îl distribui pe social media către prietenii tăi. Îți mulțumesc și ne revedem curând!